Eu consider că nu este corect când președinții de partide parlamentare, cum a fost până acum, erau membre a Consiliului Superior de Securitate. În timpul cel mai apropiat, sper că imediat după revenirea de la Bruxelles, va fi aprobată nouă componență a Consiliului Superior de Securitate, din care vor face parte doar reprezentanții instituțiilor conform legii. Niciun fel de lider a partidelor parlamentare. La noi era acolo și Ghimpu, și Lupu, și așa mai departe. Ce au ei Consiliul Superior de Securitate? Ce au partidele parlamentare, partidele politice, cu Consiliul de Securitate? Eu, dacă nu mă greșesc, nici într-o țară sau majoritatea țărilor așa practică nu există. De aceea nu vor face parte din componența Consiliului Superior de Securitate.